Efectele cutremurului nu au fost așa de mari, pentru că accelerațiile în zonă au fost mici. Cea mai mare accelerație a fost în localitatea Șiria, de 26 de centimetri pe secundă la pătrat, ceea ce, asociat efectelor unui cutremur, asta înseamnă că efectele ar fi asociate cu căderi de coșuri, crăpături în pereți sau alte pagube de genul celor spuse mai înainte. Până în momentul actual s-au produs 13 replici. Cea mai mare replică a avut magnitudinea de 3,2 grade, iar ultima replică a fost astăzi de dimineață, a avut magnitudinea de 2,2 grade. Am primit răspunsuri și informații de la cetățeni. În funcție de răspunsurile pe care le-am primit la cetățeni, vom face o analiză privind pagubele și asocierile cu partea instrumentală pe care o avem și o deținem în acest moment. Regiunea seismică este o regiune cunoscută. O să vă spună și colegul meu, Diaconescu, despre partea geologică, ce se întâmplă acolo. În istorie se știu că au mai fost cutremure cu magnitudine de 5, ceea ce arată că nu este o zonă singulară sau acum a început activitatea în zona respectivă. Mișu, dacă tu... Da. Deci comunicatele INFP-ului sunt date în magnitudine locală, deci magnitudinea Richter. Raportările și introducerea în catalogul INFP și în catalogele internaționale se face în magnitudine moment, M indice W. MW-ul întotdeauna este mai mic decât magnitudinea locală. Sunt și unele excepții. Deci, acest cutremur de 5,3 veți găsi undeva la 4.7-4.8 pe site-urile internaționale, gen USGS, MSC, Potsdam-ul, INGV-ul din Italia și așa mai departe. Deci astea sunt o primă remarcă, că am văzut că există o neînțelegere de ce la noi apare mai mare decât pe site-urile internaționale și e bine de știut. Zona asta a Banatului, a câmpiei panonice, de fapt, că Banatul se termină la Mureș, la nord e Crișana, dar de fapt este aceeași unitate tectonică, partea estică a bazinului panonic. Cutremurele în această zonă apar la contactul între bazinul panonic și munți, munții Apuseni, partea vestică a meridionalilor în sud. Această zonă este caracterizată de falii cu orientare nord-vest, sud-est și un alt sistem de falii sud-vest-nord-est. Mai sunt local prezente și niște falii cu orientare est-vest. Din nefericire, această orientare a faliilor se suprapune cu soluțiile de plan de falia, în așa fel încât ne face misiunea ingrată și greoaie de a alege un plan de falii preferențial. Ne vom ghida foarte mult după răspunsul populației ca să ne putem da seama pe ce direcție s-a propagat preferențial cutremurul. Este foarte important de știut acest lucru, pe lângă măsurătorile instrumentale pe care le avem noi. Asta ca un preambul, acum să trecem la fond. Sursa stresului în această zonă este dată de împingerea falii microplăcii adriatice spre nord și rotirea spre est, concomitent. Asta pune o presiune enormă pe munții
Dinarici, în zona aceasta, lanțul cutat al dinarizilor, care o transmite imediat la nord și est către basinul Panonii, care este constituit dintr-o sumedenie de blocuri litosferice, care, desigur, unele, nu toate sunt în același echilibru, și acționează asupra celora care sunt într-un echilibru instabil. De data asta a găsit această zonă la nord de Mureș până în munții Zarandului. Asta ar fi una dintre cauze principală, după părerea mea. Împingerea acesta, efectul acesta al plăcii microadriatice, a microplăcii adriatice, este datorat cutremurelor din Turcia. Pentru că am urmărit imediat după cutremurile de 7-8 din Turcia să văd unde apar imediat primele cutremure. Primele cutremure au apărut în bazinul Mării Mediterane, care s-au deplasat. Cipru, sudul Greciei, Sicilia, Italia de Sud, Centrală și de Nord, Dalmația. Costa Dalmată, munții Dinarizi. Deci, Direcția preferențială de propagare a undelor seismice au mers pe aceste plane de sensibilitate seismică, care sunt cunoscute, de fapt, ci sunt verificate de-a lungul timpului și mai puțin spre nord. Spre nord, primul cutremur în Marea Neagră a apărut la vreo 2 săptămâni, când deja tensiunea se propagase prin partea sudică, a fost Marea Neagră un 3 și ceva, formă în Bulgaria cu tremure foarte mici. În niciun caz nu a avut efect asupra Vrancei, că nu a avut, n-a fost nicio activitate seismică deosebită în zonă.